să începem evenimentul. Așadar, bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei. Ne întâlnim din nou astăzi, 23 septembrie, aici în Căminul Cultural din Unirea, pentru a desfășura cea de-a treia activitate din cadrul proiectului nostru Tradiție și Cultură în Satul Meu. Proiect implementat de Asociația Culturală Clubul Ferul Osmanean și finanțat de Consiliul Județean Brăila prin campania Regii 350 din finanțările inerapultate. Cea de-a treia activitate a proiectului nostru se numește Lectură în Sat, după cum puteți vedea și afișul, și presupune desfășurarea unei atelier de lectură în contextul în care în anul 2019 a fost decretat anul cărții. Pentru că avem o activitate cu profil literar, am invitat astăzi, dar aș vrea să fiți atenți la ce vorbesc eu și să fiți preocupați de ce se întâmplă aici. Deci, revenind la ceea ce spuneam, pentru că avem o activitate cu profil literar, am invitat alături de noi trei scriitori, trei mari scriitori. Primul dintre ei este Virgil, pe care deja îl cunoașteți de la evenimentele mele. El este scriitor de bază, este membru al cenaclului literar Ana Aslan, este directorul sau coordonatorul unui blog de presă care îi descoperă și redactor al revistei Litera 13, o revistă manifest. Următorul nou invitat este domnul Mihai Mintilă, pe care îl cunoașteți, desigur, am mai fost la noi la Unirea. Mihai este directorul revistei Manifest Litera 13, este deținătorul unui foarte regular site de știri din Brăila, dar cu accent pe zona de știri, se numește infoes.ro și este scriitor. Are lansate volume, o să aflați mai multe lucruri despre ceea ce este activitatea sa literară. Și cel de-al treilea oaspete invitat astăzi este domnul Petre Crăciun, aici, un om de bază. De literatură pentru copii, a venit cu poveștile sale minunate, cu cărțile sale care au o grafică excepțională, este de fapt un editor al Zorio, nu? Zorio, editor al Zorio. Prea multe lucruri nu pot eu să vă spun. O să-i las pe ei să modereze, ca să spun așa, acest eveniment. Vreau să îi mulțumesc doamnei Teodora Puia, președinta Asociației Culturale Clubul Ferul Osmanean, pentru că a depus toate eforturile și va depune toate eforturile împreună cu noi toți ca acest proiect să, la final, în luna noiembrie, să fie o reușită. Până acum a fost foarte bine, doamna Teodora, eu zic că de acum încolo va fi și mai bine, iar evenimentul de final va fi un mare succes. Și doamna Lenita Puia, care este coregraful ansamblului Clubul Ferul Osmanean, sunt oameni de cultură. Doamna Teodora, vreau să ne spuneți câteva cuvinte cu deschiderea acestui de activități, apoi să vedem literații să intre în rol, ca să spun așa. Bună ziua și bine ați venit! Le mulțumim chatilor noștri pentru prezență în scriitorii de față. Sperăm ca și activitatea de astăzi să aibă succes, la fel cum au avut și activitățile precedente. Îmi doresc ca toți copiii să fie implicați, pentru că este o activitate deosebită, poate o nouă, să zic așa, în comunitatea noastră. Și să fim onorați că avem alături de noi asemenea personalități. Nu pot decât să le mulțumesc și colegilor mei care sunt aici de față și reprezentanților primăriei, meșterului popular, părinților și să-i dăm drumul la activitate.
asta. Aș vrea să începem, să încep cu dumneavoastră. Ați adus la aici revista Litera 13. Aș vrea să începem câteva cuvinte, eu știu povestea acestei reviste. Mergeți? Alo? Da, m-am auzit. Spuneți-ne așa pe scurt, când a luat nașterea această revistă, în ce context, care a fost echipa redacțională de bază, imediat, întâi să se trezească copiii. V-ați trezit? Bun. Cine citește? Toată lumea citește, nu toți sunt pe Facebook, da? Foarte bine. Dacă sunteți pe Facebook, o să găsiți și Litera 13 pe Facebook. Dacă vă place să intrați pe Google și scrieți Litera 13.ro, la căutări, o să găsiți și revista și o să puteți citi integral. Puteți să o descărcați, puteți să puneți comentarii răutăcioase, puteți să faceți tot felul de lucruri interesante. Tot acolo, pe acel site, o să găsiți toată activitatea noastră și o să punem și fotografii de aici. Deci, o să vedeți că unii dintre dumneavoastră care nu sunt cuminți vor apărea în postura de copii necuminți. Referitor la această revistă, aceasta este o revistă literară făcută mai mult pentru oameni mari care încă n-au depășit faza copilăriei. În sensul că această revistă adună o grupare de scriitori din Brăila, Virgil este aici, nu știți Virgil, sunt tot felul de alți domni și doamne și scopul revistei este de a promova literatura brăileană. Și nu numai. De exemplu, pe domnul Crăciun l-am invitat de mai mult ce sunt revistă materiale. Nu. Ați uitat. Da. Trebuia să vă vorbesc despre ultima, despre cartea care mi-a apărut anul acesta, dar domeniul cărții este puțin diferit față de preocupările dumneavoastră. Cartea se referă în special la critică literară și nu știu în ce măsură putem reacționa pe baza acestei cărți. Dar putem să reacționăm pe baza unor poezii, de exemplu, și o să vă încerc să găsesc o poezie de-a mea ca să o citesc, ca să vedeți că nu știu chiar unul. Când nu voi găsi. Tehnologia face peste. Joacă peste. Da. Referitor la revista Litera 13, ea apare de 5 ani, va continua să apară, sperăm. Este o revistă literară privată, deci nu sunt fonduri de stat implicate în apariția ei. Ea ne ajută să promovăm păreri și idei literare care sunt puțin atipice, în sensul că nouă ne place să citim. Noi iubim scrisul și cei care cu care interacționăm și care fac exact acest lucru, făcând literatură de calitate, își vor găsi aici, oricând, un spațiu pentru a publica. Eu am încercat, de exemplu, la școala din Siliștea, unde am mai făcut o manifestare, am încercat să facem o poezie împreună cu elevii și să vedem ce fel de poezie are ieși. O poezie, așa, ciudată. Dadaistă. Cine vrea să-mi dea un cuvânt? Unul din dumneavoastră. Oricine. Să zic un cuvânt. Toamnă. Primul cuvânt. Al doilea? Iarbă. Iarbă? Iarbă. Toamnă, iarbă e ușor, dar ceva mai greu. Nu știu. Elicopter. Avion. Da? Cioară. Paralelipiped și cioară. Da, din astea patru cuvinte total, fără nicio legătură între ele, credeți că se poate face o poezie? Da. Ia zi, măcar așa, măcar. Nu știu, nu? Poți să încep cu o metaforă, nu? În toamna aceasta pare limpidică,
Nu? Ocioară? Staffe avion. Nu e o poezie perfect normală, dar e mai bună ca altele care le-am citit. Deci ar fi un pas. Ar fi un pas. Eu o să caut și o poezie două de ale mele, pentru că tehnologia semnalului aici este mai slabă, dar o să găsesc și când o să le găsesc, o să vi le citesc. Da, o citi una de-a domnului Petre Crăciun, mult mai bună decât a mea. Mai pentru... Da. Gabriela, cam atâta trebuie să găsesc poezie. După aceea am revenit. Mulțumesc mult. Am înțeles. Până la urmă. Am fost mai multe ori la prietenii mei, Virgil și Mihai, și voi reveni și Hugo, care este tipul și ilustrator, cu mare bucurie. Eu sunt, am spus doamna, vă numesc Petre Mâncior și scriu povești. De ce scriu eu povești? Mă întreabă foarte multe lume. Dom'le, de ce scrii povești? De ce nu scrii și cum da poezii? Pentru că tot românul s-a născut poet, cum se spune. Așa, o secundă, stați așa să... Uite, să întreb un copil de aici, pentru că ei văd că nu au așa. Ia să vedem ce poate să-mi răspundă mie un copil, că să mă uit aici la el pentru că numește. De ce crezi că un scriitor scrie povești pentru copii? De ce? Nu știi, dar tu citești povești. Ce povești îți plac? Zic așa o temă, un vas, ceva, ce ți amintești tu. La un autor. Vasul cu zmei și cu zâne și... Uite, care a fost ultima poveste pe care ai citit-o? Vorbește un pic mai tare. Donalul unui puști. Donalul unui puști. La asta oare e vas? Nu. E vas? Ce e? Dar ce este? Din ce categorie face parte? De? Poveste. Poveste. Jurnal. Deci, din categoria jurnalului, da? Da, oarecum, da? Da. Așa, uite, așa întrebă un profetic. Uite, ea aici, la școală, uite, când îți ridic ai mâna? Care a fost ultima poveste pe care ai citit-o? Hai, uite acolo, uite acolo. Merge? Nu merge. Nu merge. Imediat cum am dus acolo, am văzut să mai fac un pas așa, și să fac mici de tot. Ia, hai, cine vrea să spună? Toată lumea vrea, ce poveste aș fi zis ultima dată? Nu știi. Care? Cilov. Cilov. Povești românești, nu? Cine vrea să spună? Tu spui? Nu spune nimeni, gata, hai despre nouă. Cum n-aș ști nimic de pe dinte? Nu, avem un băiat aici. Da, s-a auzit. V-ai auzit? Hai, vină-o face. Hai, hai vină-o să ne spui. Până atunci, gândește-te ce anume. Ai citit, ia. Am citit ultima oară până așa. Da? Petre Ispirescu? Petre Ispirescu este cel mai mare povestitor pe care au dat românii, este un fel de Hans Christian Andersen, da? Deci ne-a lăsat cele mai
importante basme românești, pentru că toți suntem la un proiect dedicat tradițiilor culturale din lumea satului. Petre Ispirescu a fost un mare povestitor, un om foarte modest, să știți că oamenii de valoare de regulă sunt modești. Aia care se împăunează de regulă cu valoarea nu stau prea bine. A fost tipograf, atenție, a fost tipograf, a lucrat toată viața în tipografie și a cules povești de peste tot, nici măcar n-a călătorit în țară, a avut două sau trei călătorii. Și a cules cele mai frumoase basme românești. Ce vei spune? De Petre Ispirescu, Râs la cel voinic. Râs la cel voinic și Merele de aur, este unul dintre bravi, felicitări. Da. Iată că basmele, dragii mei, o să... Da? Basmele, să știți că au existat de când este lumea. Și nu numai românii au avut basmele lor, toate popoarele. De aceea sunt pline bibliotecile cu basmele tuturor popoarelor. Mai de mult era și o colecție la Biblioteca pentru toți de basme rusești, basme englezești, basme italiene. Haideți că dacă nu sunteți atenți, vă imediat, eu am inventat un joc și anume se numește Asamblează o poveste. Vă pun la muncă, dacă nu sunteți atenți, vă pun să... Da? Păi facem o convenție. Ori sunteți atenți, ori dacă nu vă pun la muncă, aducem, doamna, aducem foi de scris, că nu așa avem. Aducem foi de scris și spui, haideți să lucră, da? Dacă ori sunteți cu mișa, dar ori dacă nu vă pun să scrieți. Deci să scrieți, mai bine ascultați, da? Corect. Deci, nu s-a oprit. Petre Ispirescu a adunat basmele scrise de toată, deci poporul român de-a lungul timpului. El are o mare contribuție pentru că le-a rescris. El nu le-a luat și pur și simplu le-a scris în forma în care le-a auzit. El a avut și un mare talent literar. Nu este singurul autor care a cules sau care a scris. Sunt basme scrise de... Avem basme populare care sunt basmele pur și simplu scrise de autori anonimi, pe care nu-i cunoaște nimeni, din lumea satului românesc, care au scris de-a lungul timpului poveștile și basmele care s-au transmis din gură în gură, pe care o orală, până când cineva le-a cules, cum ar fi Petre Ispirescu și au fost mulți. Însă există și autori, scriitori, care, având identitate, se știe cine sunt ei, da? Cum ar fi, de exemplu, Ion Creangă, este un autor cult. Deci autorii care sunt scriitori și care se apucă să scrie propriile lor povești. Asta este și rolul meu. Deci eu, de asemenea, sunt un autor de basme. Am scris vreo 50 de basme și povești publicate în acea antologie care se numește Cartea Basmelor. De-a lungul la vreo 30 de ani de când scriu, am peste 20 de cărți publicate, povești, povestiri, basme, legende, poezie foarte multă, scenarii de filme, fantasy-uri. Am scris și un fantasy foarte apreciat, chiar îmi spunea Mihai mai înainte, se numește Când șimpanzeul devine om, pentru elevii un pic mai mari. Toate cărțile acestea le am, cine dorește de poate obține cu autograf după ce se încheie. Am să vă, pentru că sunt aici, pasmele mele sunt și pe internet. Le găsiți citite de mine în cadrul unui proiect care se numește Povestea de vineri cu Petre Crăciun. Dacă dați căutare pe YouTube, puteți găsi câte o poveste citită de mine în fiecare zi de vineri. Le-am pus eu, de aceea sunt 50 de povești de la 1 până la 5. Dar acum n-are rost să pun un videoproiector pentru că am venit eu aici, da? Și am să vă spun o poveste, după aia am să vă citesc ceva, da? Dar ideea să vă spun o poveste. Ea este, uitați, vă arăt cartea de unde este, ca să știți. Poveștile flori și poveștile stele se numește cartea. Este una dintre cele mai recente. Pe urmă am să vă spun și ce spunea doamna despre... Ba nu, haideți să vă spun înainte despre acestea. Am și o pagină de Facebook, chiar nu una, chiar mai multe. Și am pus de dimineață o informație despre... Așa arată o carte tipărită astăzi. Vreau să vă spun că aceste coli pe care voi le vedeți acum, astăzi nu erau tipărite. Și au fost tipărite astăzi la cea mai mare tipografie din țară, care se numește tipografia Coresi. Poate mă ajută doamna să le arate, da? În primul rând pe aceasta. Pe aceea. Cartea se numește Mimu, pisicuța care mânca povești. Arată
a sunat la toți. Este o carte pentru copii de, am zis eu, 4-7 ani, pentru că pentru vârsta asta chiar nu prea sunt cărți scrise, din păcate mamele se cupă timpul că n-au ce cumpăra, despre o pisicuță foarte, foarte nostimare, 4 luni. La ora aceasta eu am o pisică de 4 luni, dar când am scris povestea aia, încă nu e, nu era, dar seamănă foarte mult cu aceea, parcă este puiul ei. Mimu se numește, care era pisica unui povestitor, cum ar fi a mea. Povestitorul scria poveștile și era foarte mulțumit de ele și la un moment dat au început să-i dispară. Și le căuta, și le căuta, și le căuta și a crezut că este un zmeu sau un vârcolac, un personaj negativ din tradiția românească, care fură poveștile. Numai că la un moment dat a făcut pândă, a pândit, știți cum îi dispăreau? Pur și simplu, îi dispăreau foile, deci numai, și din calculator, numai nu le mai găsea. Și acesta este interior. Și vreau să spun că a prins hotul, care nu era nici vârcolacul acela poveștivor, cum îi spune, adică mâncător de povești, nu era nici un hoț care spărgea geamurile și ușile. Știți cine era hoțul? Pisica lui Mimu. Mimu, așa o chema pe ea, Mimu. Dar știți de ce fără aia a făcut mânca povești? Pentru că ea înțelesese de la povestitor și de la soția lui și de la prietenilor că poveștile lui sunt bune. Iar Mimu, care nu avea prea multă cultură și nu cunoștea prea multe carte, a făcut o confuzie de termeni. A înțeles că dacă sunt bune poveștile, ele trebuie mâncate. Știți cum era o vorbă, că tot ce e bun sau tot ce zboară se mănâncă, da? Cam așa și Mimu a crezut că dacă poveștile sunt bune, sunt bune. Deci trebuie să le mănânc. Iar povestitorul a prins-o asupra faptului și vreau să spun că n-a pedepsit-o, dar ar trebui să-i țină o lecție de limba română, să facă deosebirea între toate semnificațiile termenului bun. Ce am spus? Există semnificația de bun în sensul că se poate mânca, dar și bun de plată, deci ai o datorie, da? Dar și bun la suflet și așa mai departe. Și știți ce a spus Mimu? Nu este vina mea că voi oamenii aveți o limbă atât de încurcată. Auzi câte sensuri pentru un singur cuvânt. La noi este miau și gata. Nu există, da, miau, mă rog, mai sunt și la ele niște, da, niște variațiuni. Iar scriitorul, știți ce a înțeles? A înțeles că trebuie să țină în fiecare seară o oră de lectură pentru Mimu. Făcându-o să înțeleagă că dacă poveștile sunt bune, ele trebuie ascultate, nu mâncate. Asta este viitoarea carte pe care am avut ocazia de a o asculta în premieră, înainte ca ea să apară pe piață. Vreau să vă spun că desenele sunt făcute de Cristina Ziana Enache, o tânără ilustratoare din Focșan, adică destul de aproape de voi. Mâine mă duc și la ea, pregătim o altă carte, care se numește, vă spun de pe acum, Cățelușul care nu știa să fure pantofi. O nenorocire pentru un cățel să nu știi să furi pantofi. Cățelul nostru, Cătălina e soția mea, noi avem mai mult scris, unul dintre ei se numește Papucel. Pentru că, vă dați seama, ne-a furat toți papucii de când este el pe lume. Noi nu. Până și pantofii musafirilor, dacă nu suntem atenți, face nenorocire. E ca un drog. Pentru el, papucii și pantofii sunt ca un drog. Deci nu se poate abține. Și am scris o carte, Cățelul care nu știa să roadă pantofi. Adică o nenorocire, să nu știi să rozi pantofi, da? Este pentru voi ca și cum nu aș ști să citiți. E bună comparația? Da. Hai să zic că e bună, da? Bine, hai acum să vă spun o altă poveste dintr-o... Asta e urmează și apară. Peste 2 săptămâni e pe piață. Deci va fi... Dacă vreți, o să vin și cu cartea ei. Dacă mă invitați, sau la Brăin, la venit voi, nu potem. Dar acum să vă spun o poveste dintr-o carte apărută deja. Nici nu știu din care am 20 ceva de cărți, dar asta mă vă țin până mâine. Haideți să vă spun din poveștile flori și poveștile stele. Dragii mei, voi credeți că viața unei povești
este atât de ușoară? Adică voi credeți că e ușor să fii poveste? Voi v-ați pus vreodată întrebarea cum este să fii poveste? Cum este să fii om? Știi, da? Băiat, fetiță. Unii spun că e mai bine să fii fețel, alții cred că e mai bine să fii fetiță pentru aer închise. Alții cred, adică animalele cred că e mai bine să fii pisică sau cățeluș. Dar oare cum e să fii poveste? Oare voi credeți că poveștile n-au și ele o viață? Că n-au și ele, ca să zic așa, o evoluție? Voi credeți că poveștile se nasc din capul locului mature? Nu e adevărat. Poveștile sunt ca niște organisme vii care evoluează. Orice poveste, după părerea mea, este la început mică, la fel ca un firicel, după aceea crește foarte mult și pe urmă crește și mai mult. Așa a apărut cartea mea, Poveștile flori și Poveștile stele, pe care v-am arătat-o, care ne vorbește despre o poveste. Deci personajul principal al acelei cărți nu este un om, nu este un animal, nu e Mimu sau altcineva, papucel, este o poveste. Povestea se numește Hoțul de timp. Hoțul de timp. Și pe asta am să vă povestesc. Vreau să vă spun că, potrivit acelei cărți, poveștile parcurg trei vârste la fel ca oamenii. Prima vârstă sunt la stadiul de poveste când se nasc, da? Și sunt, ca să zic așa, în fază de copilărie, până la adolescență și până la tinerețe. Apoi, când povestitorul, cel care le-a creat, moare, pentru că vine o vârstă când părinții, din păcate, se duc, poveștile intră la a doua etapă a vieții lor, și anume, ele pleacă de acasă, cum ar fi, cum pleacă fiecare copil tânăr de acasă, și se duc într-o grădină a poveștilor. Acolo, fiecare poveste devine o floare. Deci mai parcurg o etapă în viața lor, devin flori. Și fiecare poveste e o floare. De exemplu, povestea Hoțul de timp a devenit un trandafir foarte frumos. Și acolo ce fac florile acestea, care sunt de fapt povești? Își povestesc propria poveste. Iar voi copii, veniți acolo, în acea grădină, vă dați seama, acea grădină frumoasă, dacă florile sunt povești, eu aș vrea foarte mult să merg într-o grădină unde florile, ele oricum sunt frumoase, dar să mai fie și povești, adică și flori și povești în același timp, ar fi ceva ca o fel de grădină a paradisului, a raiului. E bine, acolo vin copii, cum ați fi voi, în duminica poveștilor, eu am zis că voi duminică mergeți la biserică? Să mergeți, foarte bine. Da? E, după ce vă întoarceți de la biserică, dați partea să mâncați puțin, că poate vi s-a făcut foame, după aia mergeți în grădina poveștilor și acolo ascultați poveștile tuturor acestor flori. Iar cele mai cunoscute povești, cele care au publicul cel mai numeros, ajung la a treia etapă a vieții lor, care se numește etapa de poveste stea, adică povești universale, cele mai cunoscute povești din lume, cum ar fi Anderson, Degețica, Pepe Ispirescu, Harappa, povestea lui Ion Creangă și așa mai departe, da? Deci ele pleacă din acea grădină, se duc undeva pe cerul poveștilor minunate. Vă dați seama cât de frumos e acolo. Și știți ce fac poveștile astea universale? Bă, ce pot face? Stau, strălucesc ca niște stele, da? Sunt un pic mândre, pentru că, na, trebuie să fii un, când ești poveste universală, nu mai ești așa la stările. Dar sunt generoase, dragii mei. Nu sunt fantosite, nu stau de vorbă cu poveștile care sunt la stadiul de poveste începătoare, le învață, da? Fac drumeții, umblă prin școli și așa mai departe. E bine, acum este să trec la povestea Hoțul de timp, ceea pe care este personajul acestei cărți. E bine, dragii mei, într-o țară, mai cum o prim acolo, ca să nu adormi, da? Într-o țară, foarte frumoasă de altfel, a apărut un hoț. Acum să nu vă imaginați că era un hoț ca orice fel de alt hoț. Nu fura animale, cum se mai întâmplă, nu fura bani, nu fura mirese,
nu fura nimic altceva, dar știi ce fura? Fura timp. Fura? Dar cum fura el timp? Credeți că așa timpul stă undeva, ca să zic așa, într-o odaie și fură cineva? Nu. Timpul stă în vâsca fiecărui om, da? Fiecare, viața noastră e formată din această succesiune de secunde, de minute, de ani, care înseamnă timp. E bine, la un moment dat, au început să apară tot felul de probleme. Unii oameni se trezeau dimineața mai tineri, iar alții mai bătrâni. Adică hoțul de timp era foarte năstrăvan. Nu numai că fura zile de la cineva, dar îi le dădea altuia. De exemplu, dacă îți fura ție 2 ani, ți-i dădea ție. Așa încât a doua zi, ea se trezea cu minus 2 ani, iar el se trezea cu plus 2 ani. Dacă hoțul de timp era într-o zi bună, fura câte 10 ani. Nu, ai cu 2 mai treacă meargă, dar putea să fure mai multe zile și mai mulți ani, pur și simplu. E bine, oamenii au început să fie îngrijorați pentru că s-au trezit cu tot felul de probleme. Iar cea mai mare problemă dintre ele este când doi tineri, în preajma căsătoriei, a doua zi trebuiau să se căsătorească, Eliza și Tudor, să zic, da? S-au trezit de dimineață. Ce credeți? Eliza avea vreo 48 de ani, iar Tudor avea vreo 8-9 ani. Când s-au văzut, vă dați seama tragedie. Eliza a început să plângă, mamă, cine mi-a mai iat pe mine? Și avea dreptate. Vă dați seama, deja îi ardise părul. Da, ca orice femeie trecută, părea să fie și un pic mai muncit, așa? Iar Tudorică se juca pe multe fără probleme, 8-9 ani, nici la școală nu mergea, nici cu animalele nu mergea. Tudorica a început să râdă și Eliza a început să plângă. Părinții nu vă mai spun. Tragedie. Toți oamenii s-au întâlnit în vatra satului să afle ce s-a întâmplat. Cine este nenorocitul ăla de hoț de timp care a făcut nebunia asta? Vreau să vă spun că n-au găsit. N-au aflat nimic. Au întrebat pe cei bătrâni, pe cei tineri. N-au reușit să afle cine este hoțul de timp. Au pus recompensă. Au spus, cine va găsi pe hoțul de timp primește recompensă. Vreau să vă spun că nu. N-au reușit să îl găsească. Numai că la un moment dat, Tudorică, personajul, vedeți că personajele mele au nume ca și voi, da? Eliza, Tudor, îi cheamă ca pe voi. Asta este o noutate adusă în vasele mele, că sunt personaje, nu, personajul nu se numesc Harry Potter, nu, Ionel, da, am vrut să fie basme și povești românești, că destul traducem din alte autori.